Mamă, ce bine să fie afară! Uite aer curat! Gata, mă, asta a fost tot! Bună dimineața, guys! Salutare! Bine ați venit la vlogul nostru! Astăzi, da, facem vlog de afară! De afară, că nu mai putem dinăuntru, deci ne-am plictisit noi să ne vedem pe noi. Peretele alea alb în spatele nostru și canapeaua, Adrian, și că hai că dacă ne mai țin ăștia mult prin casă, trebuie să ne luăm o altă canapea! Ideea este că noi ne-am plictisit de noi uitându-ne la videourile noastre făcute în casă. Deci îmi închipui cât de plictisiți sunteți voi de videoclipurile noastre. Stai mă, liniștiți-vă! În casă! Da, haideți să vă explic de ce am ieșit. Am o ședință foto. Să sperăm că două, guys. Asta este unul la mână. Doi la mână, trebuie să ajungem să facem niște cumpărături de alea mari, fraților, și mergem la magazinul la mare Costco. Și cam asta facem astăzi. Bineînțeles că vă luăm cu noi și... Măi, este plăcut în sensul că este aer curat, auzim păsări, e frumos, este soare, dar e frig de mori. Am încotoșmonat copiii și da, mergem, eu speram din tot sufletul să reușim să ajungem la Walmart, pentru că ședința foto pe care o are Adrian este în New Jersey, dar să știi că nu sunt acum în vremurile astea crâncene, nu sunt pretențioasă și mă descurc și cu Walmart. Deci prima dată trebuie să mergem la Costco, să vedem dacă mergem în New Jersey la Costco. Da, încă mai aștept să-mi confirme a doua adresă de e-mail. Aș vrea să nu plec către New Jersey până când nu știu exact ambele adrese, pentru că una este mai aproape de pod decât cealaltă și atunci aș vrea să le luăm într-o ordine, să am și eu o coerență, zic eu. Ideea este că noi cu magazinele o cam bâșbuim astăzi, pentru că dacă este foarte aglomerat, deși este dizi dimineață, atunci renunț la idee și n-are niciun rost să merg într-un loc supraaglomerat. Deci mai pe scurt, guys, habar n-avem ce facem astăzi. Ba da, avem ședință foto, dar nu știm dacă una sau două. Da, în afară de asta nu știm la ce magazin mergem, unde mergem, în ce oraș mergem sau stăm aici în da, New York. Dar vă luăm cu noi! Important este că trebuie să facem niște cumpărături și trebuie să facem ședința asta foto. Ok, haideți să mergem că am înghețat. I just fall asleep while part in my boutique hurts. Dar de ce te-a durut purtica, tati? Because I eat a lot of cookies. Păi, dar nu ți-a spus tati că mult cookie nu face bine, tati? No. Iar ai păpat ca mult cookie. Yeah. Mm-hmm. The cookie helped me dollar boutique and banana. Deci cookie te face să te doară burtica și banana, de la banană strece burtica? Nu strece durerea de burtică? Nu. Nu? Te doare în continuare burtica? Yeah. AJ spune că îl doare burtica de fiecare dată când nu vrea să mănânce ceva, adică o mâncare așa care nu-i place. Ia câteva linguri și după aia zice, mami, my burtica hurts. De fapt, el nu mai vrea să mănânce și de asta spune că, ce că mă doare burtica de la prea mult cookie. Păi de-aia nu ți-am spus să nu mănânci cookie. And then when mommy got to my head, he'd say, aw, and then I opened my mouth and then my food got in. Guys, în sfârșit am ajuns la Costco aici, în New Jersey, și se pare că nu este coadă, nu... Afară nu este nimeni, cred că stau la coadă înăuntru, dar dacă este așa, sunt puțin, așa că Oana a și sărit din mașină, s-a dus imediat înăuntru și m-a lăsat pe mine să parchez mașina pentru că ea a condus până aici. Sperăm să vină repede, dacă este așa, ne-am scos, nu mai aveam cafea, nu mai aveam nici foarte multă hârtie igienică, mai aveam doar două boxuri, oricum era binișor, dar dacă tot am ajuns aici, i-am spus să facem aprovizionarea ca lumea, frate, să luăm cheesecake, hârtie igienică, cafea. Mi-a lăsat gura apă de la cheesecake. Două cheesecake trebuie să ia. Așa că o așteptăm aici în mașină să vină. Este așa, nu e ea? Nu este ea. Și după aia mergem la ședința foto. Problema este cu ședințele astea foto, să vă explic, nu știu dacă am apucat să vă spun. Una este aproape de zona asta unde suntem noi acum, dar una este departe, cam la o oră jumate de mers cu mașina.
Să vedem ce timp avem, să vedem cum sunt copiii, dacă se simt bine. Ideea este că mergem la ședința foto și dacă ne hotărâm să mergem și la a doua ședință, trebuie să ne oprim undeva să mâncăm. Bineînțeles că vloguim și ne vedem mai târziu. Haideți să vedem ce a luat Oana, bineînțeles. Ce faci, mă, Gagico? Păi, hai că se pare că eu, din greșeală, am ajuns la magazinul de unde se aprovizionează magazinele. Adică totul se vinde la Bax. A, nu-i ca la noi? Nu-i, adică și la noi cumperi la Bax, dar eu pot să cumpăr doar o țiplă de carne, să dau un exemplu. Da, acum a trebuit să iau o cutie cu 40 de kilograme. Serios? Da. Și uite, de exemplu, mi-am găsit prosoape și a trebuit să le iau pe toate. Prețul este extraordinar de bun. 20 și ceva de dolari toate 6. Wow. Da. De asta zic, și fiindcă tot îmi trebuiau prosoape. Nu era hârtie igienică? Nu era hârtie igienică, din cauza că este genul de magazin despre care ți-am vorbit. Nu aveau nici tort, nu au nimic proaspăt bakerie. Mi-au zis că eu o găsim acolo la magazinul cum mergeam noi, unde găsești desfăcute toate, știi? Și uite, de exemplu, cantitatea asta, da? Este wow. Parmezan. N-am văzut niciodată așa. Niciodată n-am văzut, tocmai că e pentru magazine și... De asemenea, am văzut o grămadă de produse pe care noi nu le găsim dincolo. Gata, asta oricum o aruncăm. Deci noi nu le găsim dincolo. Cum ar fi soia la cantitate mare, da? Și tot felul de... Apropo, hai să-ți dau un exemplu. Toată cutia cu 12 castraveți. Sunt nebunte. Și cât am dat? Ia zi cât. Gândește că noi la supermarket dăm pe 2-5 dolari. Și în Costco normal... 10-12 pe toată asta? 5 dolari toată cutia. Serios? Băi, nu mi-am venit să cred. Zic, iau 6 cutii, dar se strică, n-am ce face cu ele. Ce ai dat pe tot? Ce ai luat? Hai să vedem ce ai luat, cum este terminul bateriei și da. Trebuie să o schimb. Am luat un... Săpun? Da, 15 dintre astea. Am luat pentru niște sandwich-uri, 6 prosoape, raspberries, zmeură. Am luat niște ham, brânzică, n-am găsit cașcaval dintre de cu merlot în el. Am luat brânză de capră, 2. Uhum. Pachete, castraveți, parmezan, bine că ai luat cafea. 3 cutii de cafea, lapte, brânză cream cheese, brânză da. Dintre aia de uns. Ulei? Ulei 4, așa, am luat asta. Ce asta? De castraveți, cereale pentru ei. Castraveți murați, da, cereale. Da, cu 5 dolari tot. Aici e carnea? Aia e carne. Băi băieți, ia uitați. Ăla e piept de pui. Piept de pui. Go vegan, Oana! Go vegan! Băi, da, m-am gândit, am zis, și băi... Și cât ai dat pe toate astea? 300 de dolari. 300? Și am luat și 5 pounds de mere. Am luat, vreau să vă fac o prăjitură, dar n-am vrut să vă zic. Nu, că nu... Am luat zahăr brun. Ar fi ok. Stai că vrea cineva să parcheze aici, du-te încolo. Serios? Da. Sau da. Vrei să mă pui pe mine iar în bucătărie să fac prăjitură? Și mi-era teamă că se lipsește zahărul. Da, pe toate astea am dat 300 de dolari. Cred că cu 300 de dolari la magazinul de la noi din Manhattan nu luam atât. Luam mai puține. Stai să și văd că mă scurează tare de tot. Parmezanul luam un dintre aia mititel cu 12 dolari. Eu am dat 17. Nu, nici eu. Și stai așa să văd cât are. Are 2 kg, 204 kg. Nu nimic, că e sigilată pe dedesubt. Eram curioasă să văd pe ten... Aha, uite aici, 60 de dolari, 59-60 am dat pe carne. Wow. Nu, dacă castraveți mă încântă pe mine. Și aia murați mă încântă pe mine. Și aia murați că e numai 5 dolari. Păi da. Nu deci se merită. Deci vă invităm la o masă, că avem carne acum, care vreți o friptură. Nu, dar invităm veganii la o masă. Da. Nu, hai, le punem în portbagaj și hai la ședința foto, că unul mi se termină bateria și doi trebuie să ajung să editez da, și video ăsta. Noi am oprit la o benzinărie să alimentăm pentru că aveam nevoie și în afară de asta s-a ieftinit benzina. Am constatat, ia să vă arăt și vouă. Am constatat că e 1,99 cea regulă și înainte era 2,79. Și ce faci de ce ai luat acolo? Interzise? Bă, am luat interzise, am luat gogoși, am luat apă, am luat cafea, bineînțeles, guys. Și aici mi-am dat seama că în New Jersey zici că este lege că nu ai voie să intri în magazin fără mască pe față. A, e dată legea. Da, scrie peste tot. Ideea este că au plexiglas sau pexiglas, da. Cum s-o numi ăsta, dar ei nu poartă nicio mască. Păi da, mă, dar ei protejează plexiglasul. Benzina asta e ieftină, nu știu dacă v-a zis, Oana. Da, le spuneam acum, le spuneam că este 1,99 cea regular
Și da, normal era 2,79. 2,70 ceva galon, așa era. Păi și acum noi stăm în casă, haideți în mașină, da, și să mergem unde vedem cu ochii. Coada toată de mașini pe care o vedeți aici, stă lumea pentru testele pentru COVID să fie testați. Și noi n-am știut că putem să... Pe aici te duci și tu. Și noi n-am știut, ne-am speriat inițial, zic, băi, nu se poate să stăm la coada asta ca să ajungem unde avem noi treaba, dar uite că văd că nu. Aici mergem? Da, uite așa îți spune pe Harman Boulevard, uite cât e de lungă coada. Aha, aici și, să stă, da, e o parcare mare de... Și aici i-a adunat și eu m-am dat jos și l-am întrebat pe... Era cineva de la Sheriff Department. Zic, man, zic, uite unde trebuie să ajung. Și mi-a spus că trebuie să ocolesc și să trec pur și simplu prin fața, pe lângă linie. Guys, cam asta a fost ședința noastră foto de astăzi. Sper că v-au plăcut pozele, au ieșit super minunate. A fost un apartament foarte mișto, curat, luminos și pozele au ieșit super. Singura problemă care am întâmpinat-o a fost că n-am putut să intrăm să facem pozele. Ne-am oprit într-o parcare să... și am sunat agentul imobiliar și i-am spus, știi, avem o problemă. Din cele două adrese am venit la prima adresă și nu ne lasă să intrăm. Am încercat și pe intrarea pe unde intră rezidenți, care este în partea opusă intrării principale și de acolo ne-a spus, nu, vă duceți pe la intrarea principală. Și la intrarea principală era un nene la interfon și el atât a repetat, no people allowed. Zic, dom'le, da, stai un pic, avem programat o ședință foto la unitatea de... Și am tras într-o parcare și am explicat situația asta și cea de-a doua adresă pe care o aveam este la 35 de mile de aici. Este foarte departe, cel puțin one hour drive, deci la o oră de mers cu mașina. Piseii noștri, nu știu dacă îl vedeți pe Eden în oglindă în spate. Și AJ deja dorm. Da, ideea este că nu trebuie să mergem încă o oră jumate ca să-mi dau seama că nici ea nu mă primesc, da, de fapt. Da. Știți? Cam asta e riscul. Cam asta este și riscul. Și am hotărât să mergem acasă, adică, da, băi... Am spus să nu consider o plimbare ratată pentru că am reușit și mi-am făcut cumpărături și sunt foarte mulțumită. Fii atent că vine și nu încetinește, da? Nu consider ratată toată ieșirea de astăzi pentru că am reușit și mi-am făcut cumpărături. Lucru pe care nu l-aș fi reușit la Costco din Manhattan și sunt mulțumită, cât de cât mulțumită, dar tare aș fi vrut, știi, să ne facem treaba așa cum trebuia. Dar, din fericire pentru noi, la cea de-a doua adresă ne-a spus agentul imobiliar că poate să trimită pe cineva local de aici și în cazul în care constată că nu are acces, nu are cum să ajungă înăuntru la proprietate, nu e nicio problemă pentru că persoana e cel puțin local aici, știi? Da, și acum ne întoarcem înapoi. Ah, am ajuns în New York în sfârșit. Stați așa să-mi dau masca asta jos și să-mi pun ochelarii, pentru că nu pot să port masca și cu ochelarii, că saburesc ochelarii. Eu i-am spus la Adrian când l-am văzut că își pusese și ochelarii și masca, zic, auzi, Adi, mi-am văzut aminte, am niște bani de ridicat de la bancă, zic, du-te tu. Și, dar el m-a luat în serios și îmi spune, că păi da, bun, și ce vrei să iau, cât vreau să iau? Nu, înainte, tu te duci și spui lui aia să-ți dea tot ce are în sertar și vedem noi după cu aia. Cu masca pe față, că am o mască de asta care de fapt e... E mască de schi. E numai bun de trimis la bancă. Ceva de genul ăsta. Mi-am cumpărat-o ca să pot să alerg, uite ce fel s-a aburit, să pot să alerg iarna, dar nu pot să alerg cu ceva la gură, nu, simt că mă... Că n-am aer. După două ore de stat în mașină, mi-a fost milă de AJ și am hotărât să mai stăm puțin în parc aici la noi, în cartier. Mai ales că s-a încălzit. Da, s-a încălzit, nu mai bate vântul, e chiar nice afară. Am luat mingea, ne jucăm puțin, îi consum energia și trebuie să fugim repede acasă că avem treabă, trebuie să mâncăm, trebuie să editez video-ul ăsta pentru mâine. Bă, da, avem o tocăniță. Avem o tocăniță bună de la videoclipul de data trecută. Băi, super, e puțin cam piperată, ce-i, da, drept. Bă, dar pentru prima dată, tu te băi de aici, ai bună rău. Eu zic că ți-a dat speranțe să mai faci, eu așa zic. Da, mi-a dat speranțe să încep să fac sarmale. Vreau să fac tort de ciocolată, tort de biscuiți. Tira. A, de biscuiți. Și un tiramisu, bineînțeles, cum spune Oana. Nu pune mâna ta de pe ăla. Mergem în parc, ne jucăm și ne vedem mai târziu, guys.
Wow! Ți-a plăcut asta? Yeah, I love it! That's a tragedy! Jucăm basket? Yeah. Ah, ok. Ha. Te arunc tu primul la coș. Yeah. Wow, a fost awesome, tati. Yeah, acum arunc și eu? Yeah. Ia. Oh, yeah, Rina! Ți-a plăcut asta? Yeah, I love super, tati. It says, if someone went to the red heart... No, 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 spune-i pe literii, please. STAYSAFE. Stay safe. Stay safe? Da. Okay. I can do that. You can do that? Yeah. That's cool. Oh, yeah. Let's go. And you mind? Get set. Go! Oh, you won. Okay. Again? Let's do it again. Okay. I love races. Huh? Yeah. Awesome, tati. Animal, get set, go! Stai, vino înapoi, nu, m-ai păcălit! Stai aici! Ce faci, mă, Cacico? Uite, dau să mănânci lui bebe, răspund la niște comentarii pe Instagram, am făcut și story, adică... Bă, ești ocupat, bă, ești busy, nu busy, așa... Busy, ca o albinuță, când ajung acasă să nu-mi cer mâncare, da. Că atunci des obosită... Avem sau... mâncare de la vlogul meu? Da, poftim! Așa că suntem ok. Da, e frumos afară, îmi pare rău că, uite, nu poți să stai toată ziua așa cum mi-ar plăcut și trebuie să mergem înăuntru. Da, știi când ești blocat în casă, ai tot felul de idei, hai să mergem și acolo și acolo. Mm-hmm, da. Și când e frumos afară și poți să ieși din casă, da, parcă... n-ai nicio idee. Nu numai că n-ai nicio idee. Parcă ai vrea să stai în casă. Parcă ai vrea să te odihnești, zici, băi, nu putem să facem din casă un vlog. S-a încălzit atât de tare... Și eu m-am încălzit că am mai și alergat cu AJ, dar ideea era să obosească el, nu eu. Nu știu dacă mi-am atins scopul să-l obosim pe el. Da. Cineva a obosit, cineva a obosit la noi în familie, asta e important. A luat un pic de aer și el și Aiden, i-a bătut un pic soarele. Asta a fost și pentru vlogul de astăzi. Eu mă bucur tare mult că am avut ocazia să vă luăm cu noi virtual așa un pic, că am ieșit afară. Mă rog, asta a fost bine, sper eu, pentru toată lumea și pentru energia noastră. Așa că vă mulțumim că a stat alături de noi până la sfârșit, guys. Până când ne vedem data viitoare, dragii mei, stay safe. Bye-bye, guys.